La începutul săptămânii trecute, 14 familii din cartierul Istru ce locuiesc în Căminul D au fost somate ca până pe 31 august să părăsească locuințele. În caz contrar, pe data de 1 septembrie se va recurge la evacuarea acestora cu poliția locală. Înștiințarea are semnătura primarului Nicolae Barbu, care pentru două săptămâni se află în concediu. În lipsa acestuia a intervenit viceprimarul Alexandru Vladu, care a analizat situația și a dispus ca evacuările să fie amânate. Săptămâna aceasta am dispus formarea unei comisii care deja este pe teren în zona Istru și în Căminul D pentru a face o anchetă socială. Nu la cele 12 familii, la toate familiile care locuiesc acolo, pentru că vrem să pregătim din nou să introducem în Consiliul Local, să dăm o hotărâre pentru continuarea contractelor existente care au fost în Căminul D. Acum, cu această ocazie vom ști clar ce familii sunt acolo, cine lucrează, cine nu lucrează, din ce este compusă familia respectivă, soț, soție, care sunt veniturile familiei respective, câți copii au, câți copii sunt la școală și care sunt problemele cu oamenii din zonă. Locatarii Căminului D locuiesc încă din luna mai fără contracte de închiriere, pentru că nu s-a mai dorit prelungirea acestora. Oamenii vor intra însă în legalitate dacă un proiect de hotărâre va fi aprobat în acest sens. În câteva zile să avem pregătite anchetele sociale, în așa fel încât până la următoarea ședință să putem să facem documentele necesare pentru un proiect de hotărâre. Dar unde se vor duce toate aceste familii din Căminul D în cazul unor evacuări? Locuințe sociale nu sunt, containere nu sunt, deci trebuie găsită urgent o soluție. Viceprimarul Vladu spune că problema poate fi rezolvată dacă se vrea. O evacuare masivă nu se poate face din Căminul D, ca să ne înțelegem. Deci toată lumea a înțeles că, eu știu, toți locatarii din Căminul D a doua zi vor fi evacuați de acolo. În timp ce primăria va pregăti locuințe sociale, vor fi mutați cu prioritate oamenii din Căminul D. Asta înseamnă că undeva o parte din ei vor fi pe tineretul în C2, unul din cele două blocuri de la Dunăreana. Sau construim acum locuințe sociale în un bloc de 20 de locuințe. Sau, așa cum am anunțat și în ședința din data trecută de la Consiliul Local, vrem să intrăm pe piața liberă, să cumpărăm apartamente sau, eu știu, garsoniere care sunt disponibile pe piață și la un preț bun am putea să le cumpărăm și să le oferim acestor oameni. Prin urmare, până la identificarea unor soluții legale, locatarii Căminului D rămân acolo unde sunt, cel puțin până la primăvară. Alte soluții nu cred că există.